Bună ziua și plăcut să înviat la toată lumea! Astăzi suntem la cea de-a 52-a ediție analizelor economice, un proiect comun IDIS Viitorul și Privesc Eu. Ne puteți găsi pe paginile oficiale, fie IDIS, fie Privesc Eu, sau pe pagina mea uniți.md, unde la rubrica analize economice găsiți toate celelalte analize de până acum, inclusiv și aceasta de astăzi. Astăzi vreau să vorbim despre prețul la gaz din Republica Moldova, din câteva motive. În primul rând, că n-am vorbit niciodată. În al doilea rând, ar trebui să facem o retrospectivă să vedem ce s-a întâmplat la noi. În al treilea rând, sunt deja noi, știm contractul la gaz pentru luna mai în Republica Moldova, însă datele oficiale pe prețul mediu european la gaz nu pot, dar anume prețul de contracte reale de vânzare au apărut doar acum pe luna aprilie, de aceea putem să cumpărăm ce s-a întâmplat sau cum evoluează piața noastră, să vedem anumite concluzii, plus vor fi și anumite constatări destul de trist în sensul că Republica Moldova, trebuie să o spunem, a trecut prin cel mai mare șoc al creșterii prețurilor, lucru care a lovit extrem de dur atât în populație, în agenții economici, cât și în bugetul public național, dar după mine acest șoc l-am trecut, deja ne deprindem cu noua realitate și vom avea de mers mai departe. Pentru a înțelege mai bine, de fapt, ce se întâmplă pe piața gazelor naturale, pentru a vedea evoluția prețurilor la gazele naturale, se face foarte multă speculație, eu am luat niște date pe parcursul a 20 de ani, de fapt 22 de ani, începând cu anul 2000 până în prezent. Deci fac o analiză a evoluției prețurilor pentru acești 22 de ani, ca să avem o înțelegerea realității ziua de astăzi. În opinia mea, pentru a înțelege ce se întâmplă în prezent cu prețul gazului, ce se întâmplă cu ceea ce plătim noi, o poți înțelege din perspectiva istorică 20 de ani. Mai mult ca atât, această analiză o fac comparativă. Dacă vă uitați în primul grafic, veți vedea că eu sunt două linii. Una este prețul la gaz pe care l-a plătit Republica Moldova pe parcursul a 22 de ani. Am luat media anuală. Și doi, prețul care a fost media europeană. Cum am calculat media europeană? Deci am luat prețul privind vânzările de gaz reale, contractuale, în Europa, pentru fiecare lună, iar media anuală am ponderat-o ieșind din consumul Republicii Moldova. Să fie mai clar, mi-am imaginat cât am fi plătit noi dacă plăteam în fiecare lună prețul la gaz care îl plătea consumatorul mediu din Europa. Așa trebuie să fac o remarcă. Evident, sunt multe țări în Europa care au un preț cu mult mai mic decât noi, sunt țări care au un preț cu mult mai mare. Noi vorbim despre un consumator mediu și raportat Republica Moldova. Noi, comparativ cu restul. De ce este interesant lucrul acesta? Ca să înțelegem perspectiva și, în general, unde suntem noi în această problemă. Dacă vă uitați atent, istoria noastră sau tradiția noastră de relație cu Gazprom poate fi împărțită în câteva etape istorice. Prima etapă este până în anul 2005. Dacă observați, până în anul 2005, Republica Moldova, din diferite motive, că eram din fostul Uniunea Sovietică, că aveam niște relații moștenite încă de când era Uniunea Sovietică, din diverse motive, noi plăteam gazul la un preț relativ constant de 78-70, acolo variația 78-76 dolari, este legat mai mult de eroarea de calcul, în dependență de ponderarea care o faci, dar în principiu plăteam un preț stabil de sub 80 de dolari pentru 1000 de metri cubi. În același timp, în Europa, prețul iarăși a fost relativ stabil până în anul 2003, iar din 2003 noi am început a asista la o creștere puternică a prețului la gaz. În anul 2005, deci asta este prima etapă, când Republica Moldova până în 2005, trebuie să o spunem, a avut un preț preferențial la gaz, noi plăteam cu mult mai puțin, am ajuns să plătim de aproape 3 ori mai puțin decât plătea alte țări pentru 1000 de metri cubi de gaz. În anul 2005, în opinia mea, sub o influență la doi factori, Gazpromul a solicitat ca noi să începem a plăti prețul mondial sau prețul european, haideți, eu folosesc noțiunea mondial sau european, vorbim de fapt de prețul european la gaz, adică să plătim ca toată lumea, să nu avem un preț preferențial. După mine, această motivație a Gazpromului are doi factori la bază. Unul din ei care domină, atunci Republica Moldova, unii poate au uitat, dar atunci, într-adevăr, președintele țării Vladimir Voronin și-a arătat și după mine a fost destul de sinceră intenția în 2005, anume în 2005, după aceasta s-a întâmplat și cu toți, dar în 2005,
Cred că a fost o dorință sinceră de a apropia Republica Moldova de Uniunea Europeană, lucru care nu a plăcut Federația Rusă. Al doilea factor, care nu este mai puțin important, este legat de faptul că Federația Rusă observa că prețul la gaz are o tendință clară de creștere și evoluția ulterioară a demonstrat că așa și-a fost. Din acest motiv, Rusia nu mai dorea nou să ne dăie prețul acesta de sub 80 de dolari în condiția când prețul la gaz avea o tendință clară de creștere. Din acest motiv, Federația Rusă a insistat ca să introducem așa vestita prima formulă de calcul a gazului, care a fost valabilă, apropo, până în 2021, criticată cu năbădăi, însă au venit cu următoarea, au îndulcit pastila în felul următor. Voi veți plăti prețul mediu mondial la gaz, însă vă dăm o perioadă de tranzit de 5 ani de zile. Și dacă ne uităm atent, până în 2010, noi într-adevăr am plătit pentru gaz, în continuu a crescut prețul la gaz, însă era mai mic decât media mondială. Mai mult ca atât, în 2008, în ajun de criză, prețul mondial la gazului a explodat, pur și simplu a ajuns la 460 dolari, iar noi plătim 230, iar în 2010 noi am început să plătim practic prețul mediu la gaz ca și Europa. Dacă vedeți diferența în graficul meu, el este mai mult legat de metoda mea de calcul, că am luat o medie pe mulți ani, dacă aș lua media exact pentru 2010, cred că ar fi plus, minus, ar fi cam același preț. De asta a fost a doua etapă. Deci a fost etapa de adaptare când Federația Rusă a spus că bine, haideți plătiți la gaz ceva mai mult. A treilea etapă a durat până în anul 2020, exact perioada în care timp de 10 ani, sau mai bine zis timp de 11 ani, noi am plătit pentru gaz prețul mediu european. Și aici apare prima mea întrebare. În condiția în care noi nu avem un preț preferențial, în condiția în care noi plăteam prețul la gaz exact care îl plătea toată lumea, din ce cauză Republica Moldova nu a depus niciun efort ca să diversifice sursele sale de aprovizionare a gazului? De fapt, anul 2010-2020 arată anul falimentului nostru total și incapacitatea noastră de a ne face ordine în casă. În condiția în care tu plăteai Gazpromului același preț care îl plătea toată lumea, din ce cauză noi nu am găsit soluții alternative, asta este o problemă care toată clasa politică se face vinovată. De la cea mai extremă stângă până la extrema dreaptă, că au fost toată lumea în această perioadă la guvernare și nu s-a făcut absolut nimic. Și apare anul 2021. Nu voi vorbi foarte mult, s-a schimbat paradigma, gazul a devenit un produs independent, el deja scotează la bursă separat, practic s-a lupt legătura dintre prețul gazului și prețul petrolului și Federația Rusă ne propune nou schimbarea formulei de calcul. Dacă am fi cumpărat gazul după formula veche, atunci noi am fi plătit mai puțin, iar după formula nouă, prețul la gaz în Republica Moldova a început să crească substanțial. Dacă vă uitați în primul trimestru anului 2000, în anul 2021, noi am plătit pentru gaz aproape de două ori mai puțin decât au plătit celelalte țări și este legat de faptul că formula nouă a început să aplice cu mult mai târziu și noi în primele luni am beneficiat de un preț cu mult mai scăzut, iar în anul 2022, în primul trimestru, noi avem tot o plată cu mult mai micuță la gaz. Noi am plătit pentru gaz 681 de dolari în condiția când media europeană a fost de 1137 de dolari. Practic am plătit de două ori mai puțin. Însă acest lucru în 2021 este condiționat de modalitatea cum noi cu Federația Rusă ne-am înțeles. Aceasta se va vedea din următorul grafic și din ce cauză. Noi ne-am înțeles cu Federația Rusă că în perioada rece anului avem o formulă prin care noi plătim pentru gaz un preț mai micuț, în schimb în perioada caldă a anului, atunci când volumul sau consumul de gaz în Republica Moldova este relativ micuț, scade de câteva ori, noi schimbăm formula și noi plătim pentru gaz mai scump în felul acesta în lunile de vară sau în lunile de iarnă noi avem un preț preferențial când este consumul mare, iar în lunile de vară când consumul este micuț, noi plătim un preț mai mare și în felul acesta compensăm prețul din perioada anului. Eu am intuit că noi în luna aprilie cel mai probabil vom plăti un preț mai mare decât îl plătesc media europeană, dar intuiția mea trebuia să fie bazată pe fapte. Din acest motiv vă dau următorul grafic unde eu prețul la gaz îl dau pe trimestre, nu pe ani,
Iar în luna aprilie noi avem doar pentru luna, pentru Republica Moldova avem datele deja și pe luna mai, pentru Europa în luna mai nu avem datele, când vor apărea eu vom îi publica o dată. Și uitați-vă ce se întâmplă. Sunt două lucruri interesante, dacă vă uitați atent, în anul 2019-2020 noi am plătit pentru gaz mult mai scump decât a plătit media europeană. Consumatorul european în 2020, în trimestrul 2, a plătit 60 de dolari pentru 1000 de metri cubi, iar noi am plătit 167 dolari. Vă aduceți aminte atunci când toată lumea striga, din ce cauză noi avem contract, ar fi mai bine să mergem pe piața spot, că prețul este cu mult mai micuț, ar fi bine să avem altfel de contracte. Dar vreau aici să vă spun următorul lucru. Erau anumite trimestre când noi plăteam mai puțin, erau anumite trimestre când noi plăteam mai mult, însă media pe ultimii 4 ani de zile plus sau minus ne-a dus la același preț. Ce înseamnă lucrul acesta? Că la noi formula cu Federația Rusă era una cu mult mai rigidă, ea mai greu să duceau prețurile în jos, mai greu să duceau prețurile în sus, era expus mai puțin fluctuațiilor. Deci aici nu văd o problemă. Pe termen scurt, într-adevăr, unii au plătit mai mult, mai puțin, alte cazuri au plătit mai mult, însă media pe 4 ani a fost același preț. Uitați-vă în anul 2021, la noi se începe diferența foarte clară din a patrulea trimestru, atunci când noi am avut de fapt în a patrulea trimestru, noi am avut de fapt un preț de două ori iarăși mai mic decât media europeană. După cum v-am spus, în lunile de iarnă, trimestru 4 și trimestru 1, noi avem o formulă de calcul prin care avem un preț preferențial, însă dacă vedeți în luna aprilie, haideți să o spunem, după o perioadă lungă, prețul plătit de noi a fost mai mare decât media europeană. Noi am plătit 1193 de dolari în condiția când media europeană a fost de 1129 de dolari. După mine, asta este și motivul din ce cauză Republica Moldova stătea atât de relaxată și autoritățile spuneam că nu e nicio problemă dacă Rusia nu ne dă gaz în luna mai, noi cumpărăm din altă parte. Problema este că înțelegerea cu Federația Rusă a fost în felul următor. Ne dați gaz la un preț mai micuț iarna, iar vara ne dați la un preț mai mare. Și acum pentru noi ar fi convenabil să nu luăm gaz de la Federația Rusă, deoarece prețul pe care îl achităm noi conform contractului la Federația Rusă deja este mai mare decât prețul media europeană, ceea ce înseamnă că Republica Moldova ar putea găsi din altă parte un gaz mai ieftin, însă aici trebuie să explicăm. Nu este corect din simplu motiv că noi gazul mai scump care îl plătim acum la Rusă, îl plătim pentru a compensa gazul mai ieftin din vară. Evident, dacă observați foarte atent, prețul la gaz în Republica Moldova a înregistrat o creștere spectaculoasă de 7 ori timp de un an și jumătate, de fapt nici 2 ani de zile. Am avut 167 de dolari în 2020 și am ajuns la 1193 de dolari în anul 2022. Mai mult ca atât, am avut 115 de dolari în trimestru 4 și asta înseamnă o creștere de 8 ori. Haideți să o luăm așa mai bine. Timp de un an și jumătate, prețul la gaz a crescut de 8 ori. Evident, așa ceva nu a fost pregătit nimeni. În Europa tot au stat la o creștere, numai că la ei populația este mai bogată și ei nu sunt atât de tare. Pentru noi a fost o lovitură puternică. Lucrul acesta, evident, s-a manifestat în prețul de import. Dacă în anul 2020 noi pentru importul de gaze, timp de ani de zile, am plătit 169 de milioane de dolari. Dacă observați atent, noi recordul l-am avut în anul 2013 și 2012 și 2013 și 2014, atunci când prețul a ajuns maximul, noi pe an plăteam câte 400 de milioane de dolari. După aceasta a fost o perioadă lungă când prețul a scăzut și în 2020 noi am ajuns să plătim 169 de milioane de dolari. În anul 2021 noi ne-am ridicat la 373 de milioane de dolari, dintre care fiți atenți, din 373 de milioane, 218 milioane am plătit într-un singur trimestru. Adică 75% din toată plata noastră am făcut într-un singur trimestru. Din acest motiv, în anul 2021, aparent noi am plătit mai puțin ca în 2012. Numai că lovitura a căzut toată, atunci s-a repartizat uniform tot anul, aici a căzut lovitura, toată a căzut pe un singur trimestru. Până la sfârșitul anului, dacă nu vor, am avea evoluții negative, dacă toate lucrurile vor fi în albe normalului, noi vom plăti în jur de 760-800 de milioane de dolari pentru gazul importat, ceea ce înseamnă dublu față de maxima istorică și de 5 ori mai mult decât în mod am plătit în 2020. De fapt, asistăm la o scumpire a gazului importat de 5 ori într-o perioadă foarte scurtă. Asta este șocul, o creștere de 5 ori a prețurilor, care evident s-a manifestat în tarife.
Aici am făcut o analiză a tarifelor din 96, datele care le obțin în anul 96, noi plătim, pentru cei care nu țin minte, 28 de bănuți pentru un metru cub de gaz. După aceasta, tariful a crescut constant, apropo, am avut două scăderi în istoria noastră, a fost una în 2009, aceea a fost o scădere nesemnificativă, vă aduc aminte, 2009-2010, atunci a fost o scădere bruscă a prețului la gaz pe piața mondială. În Republica Moldova scăderea nu a fost atât de bruscă, deoarece noi taman eram în etapa când ne apropiem de prețul mondial. Dar pe piața europeană, îmi cer scuze, nu mondială, dar și piața mondială, dar eu am dat analiză piața europeană, în primul grafic ați văzut. Eu le voi publica toate graficile, ca cine vrea să aibă acces la dânsele, să nu le căutați prin video, dar vor fi publicate pe pagina mea toate graficile. Atunci a fost o scădere a prețului. Însă, cea mai puternică scădere este un fenomen, cei care s-au născut înainte de perioada independență, știu că independența Republicii Moldova a însemnat întotdeauna creșterea de prețuri. Toată istoria noastră de independență a fost marcată de creșterea de prețuri. Păi uitați-vă, la gazul natural noi am avut o situație invers proporțională, și anume începând cu anul 2015, datorită conjuncturii internaționale favorabile, datorită faptului după 2014, după ce au crescut prețul la gaz pe piața mondială, am avut o scădere și la noi tariful la gaz de la 7 lei 18 bănuți a scăzut până la 4 lei 30. Deci noi am avut continuu timp de 5 ani de zile o scădere continuă a prețului la gaz. Și acum suntem în situația inversă, timp de jumătate de an. Prețul la gaz în Republica Moldova pentru cetățenii noștri a crescut la 4,30 lei până la 14 lei. Deci avem o creștere de 3,5 ori a tarifului, deci avem o presiune enormă asupra cetățenilor noștri. Deci acel nume aceasta și-a creat această criză a gazului și de aceea a fost nevoie această intervenție a guvernului. Noi avem o presiune fără precedent, așa ceva în istoria noastră n-ați văzut. Și țineți cont, noi am avut o criză în anul 2006, atunci când a crescut tariful la gaz. Este o mică diferență. Atunci a crescut doar tariful la gaz, dar acum a crescut gazul, petrolul și energie electrică. Deci noi niciodată n-am avut în istoria noastră o creștere a prețurilor pe toată dimensiunea energetică. Și aici mai am încă două grafice. Primul, următorul grafic este totuși este justificat sau nu tariful. Ca să fie foarte clar, eu am luat un lucru simplu. Lucru care foarte ușor poate fi făcut dumneavoastră. Deci ca să vedem cât de buni sunt cei de răi de la Moldova Gaz, am luat în felul următor. Cât plătim noi pentru importul de gaz, cât plătește cetățeanul pentru gaz și cât rămâne la Moldova Gaz toate costurile Moldova Gaz legate la un metru cub de gaz. Deci Moldova Gaz procură gazul și ne-l vinde nou. Pentru ca să ne-l vând nou, îi trebuie să construiască rețele, trebuie să aibă mii de oameni angajați, trebuie să aibă infrastructura necesară pentru a întreține toată această infrastructură, lor trebuie anumită sumă de bani. Dacă vă uitați atenți, spre exemplu, în anul 2020, Moldova Gaz cumpăra gazul cu 2,60 lei. Apropo, în anul 2020, Moldova a cumpărat gazul la cel mai mic preț din cel puțin ultimii 10 ani, 2,60 lei, n-am avut niciodată așa în preț, ne-l vindea nou 4,73 lei. Lor le rămânea 2,12 lei. Deci Moldova Gaz lua pentru tot ce înseamnă procurarea și transportarea gazului nou, 2,12 lei. Știu cei care sunt profesioniști, vă asculta, domniniță, nu este corect ce spuneți, că mai este gaz care se vinde la agenții economici, mai este gaz care se vinde la prețuri, la alte prețuri. Eu am exclus toate acestea, deoarece formatul emisiunii mele nu presupune să facem o analiză profundă a tuturor structurii de prețuri, dar mă interesează pe dimensiunea cetățeanului nostru. Deci, întotdeauna, dacă observați, prețul a variat de la, în jurul la 2 lei. Am avut o situație în anul 2021 când, datorită faptului că la noi prețul la gaz creștea, vă aduceți aminte, era electorală, nimeni nu vrea să majorează tarifele și prețul de achiziție a gazului creștea, iar prețul de vânzare practic a rămas neschimbat până în toamnă. Și atunci Moldova Gaz, practic, în anul 2021 n-a încasat de la noi nici un bănuț pentru tot ce înseamnă livrarea de gaz în Republica Moldova. Eu mă tem să afirm, dar în procentual vorbind, în Moldova Gaz în 2021 a încasat cea mai mică sumă de la independență încoace. Ca volum, certitudine, poate a fost prin anii 2000, când leuțul nostru mai costa ceva, dar ca procent, sigur a fost cea mai mică sumă.
În prezent, la tariful calarare Moldova Gaz și la tariful din primul trimestru, să nu uităm că în prezent prețul la gaz este cu mult mai mare, Moldova Gaz a încasat 3,6 lei pe nuț, iar când vor apărea datele de achiziția gazului pentru trimestrul 2, cu certitudine pentru prima jumătate anul, această sumă va scădea undeva la nivelul de 2 lei. Altfel spus, tariful de 14 lei și 6 bănuți li permite Moldovei Gaz să obțină undeva 2 lei pe perspectiva la jumătate de an. 2 lei pentru tot ce înseamnă întreținerea infrastructurii gazului. Asta este cam suma pe care au primit-o și acum. Deci au primit-o până acum. Deci putem spune că acești 2 lei în principiu le permite să supraviețuiască în 2022. Întrebarea mea este cum rezolvăm problema anului 2021, care este o problemă în aer, și anume Moldova Gaz a avut niște ratări financiare enorme care nu știu cum vor fi rezolvate. Anul 2021 este un an la care încă nu există răspuns la întrebare ce va fi. Și în sfârșit ultimul slide despre care vreau să privesc, cu aceasta finalizez. Prețul la gaz, în principiu, cât ar fi de straniu, este secundar. Cel mai important indicator este accesibilitatea gazului. Deci în Uniunea Europeană gazul poate fi și mai scump ca în Republica Moldova, dar cum spun totdeauna cetățenii, domnule Niță, de ce compari tu salariul nostru de 5.000 de lei cu salariul unui neamț de 3.000 de euro? Nu este corect să compari prețul la gaz din Europa dacă ne uităm ce salariu au ei, ce salariu au noi. Și asta este drept. De cel mai corect ce trebuie să vorbim când discutăm despre prețul la gaz este accesibilitatea. Sau altfel spus, dintr-un salariu mediu sau un salariu mediu net pe economic, la noi biroul de statistică dă salariu cu totul impozitele. După ce eu am primit în mână salariul meu, câți metri cubi de gaz eu pot procura? Dacă vă uitați foarte atent, până în anul 2012-2015, cetățenii noștri procurau undeva 500 de metri cubi de gaz, 450-550 de metri cubi de gaz. Am avut maxima în 2005, până la majorarea, schimbarea formulei, am ajuns la 800 de metri cubi de gaz pe un salariu, după aceasta am fost stabil până la 650. După aceasta, datorită la doi factori, primul, s-a ieftinit gazul și doi, au crescut salariile, noi în anul 2020 am ajuns că pe un salariu mediu am putut procura 1400 de metri cubi de gaz. Anul acesta, chiar dacă salariul crește, dar tariful la gaz s-a majorat, la noi puterea de cumpărare a populației a scăzut aproape 3 ori. Dacă în anul 2020 noi puteam cumpăra pe un salariu 1400 de metri cubi de gaz, acum am ajuns că pe un salariu putem procura în primul trimestru anul 2022, pe un salariu putem cumpăra 560 de metri cubi de gaz. De fapt, o să avem o scădere de circa aproape de 3 ori a puterii noastre de cumpărare. Însă ce trebuie să remarc, aceasta 560 de metri cubi de gaz este similar cu ceea ce a fost până în anul 2015. Și să nu uităm că perioada rece a anului, guvernul ne oferă un suport, ceea ce ne face ca noi să fim chiar într-o situație mai bună. Ce vreau să spun eu cu acest lucru? Într-adevăr, criza gazului a lovit brusc în noi. Puterea noastră de cumpărare a scăzut brusc. Timp de un an de zile, prețul la gaz a crescut de 5 ori. Timp de un an de zile, noi a trebuit să majorăm factura noastră de achitare către Gazprom de 5 ori, dintre care cea mai mare factură a crescut în trimestrul 4 anului 2021. Însă cetățenii noștri au totuși o memorie relativ scurtă. Noi ne-am deprins deja cu un preț la gaz ieftin și cu salariu mare și am uitat că, de fapt, în 2015 noi tot atâta gaz procuram. De fapt, salariul de atunci ne permitea nouă să procurăm gaz chiar mai puțin decât procurăm acum. Din acest motiv, da, criza este una foarte dură. Da, prețul este unul foarte greu de dus. Însă, presiunea asupra cetățeanului este incomparabil cu 2005-2006, inclusiv din cauza suportului guvernului, cred că Republica Moldova va putea depăși această criză și într-un an sau doi noi deja vom uita cândva am fost în această problemă legată de gaz. Problema cea mare a Republicii Moldova nu este prețul la gaz. Problema mare este că în fereastra de oportunități din 2010 până în 2020, noi nu am avut minte suficientă să ne creăm alternative de livrare a gazului, noi n-am depus eforturi și am fost dependenți și continuăm a fi dependenți de o singură sursă. Asta este problema numărul 1 în Republica Moldova. Sper că va fi o lecție, iar informația care a fost astăzi prezentată de mine este una foarte este utilă. Scurt pe doi. Noi pe gaz în perioada rece, noi plătim un preț ceva mai mic,
Iar în perioada caldă anului plătim un preț mai mare. Eu cred că foarte multă lume se va agita când va vedea prețurile pe luna mai, luna iunie, când noi vom avea un preț cu mult mai mare, iar eu, încă o dată, ca în calitate de expert, vreau să vă spun, acest preț mai mare pur și simplu compensează diferența de preț din perioada rece anului. Până atât am vrut să vă spun pe astăzi, până data viitoare, cum au zis alte subiecte de importanță majore pentru economia noastră. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare.